Eveniment de ținută la Ateneul Român. Emil Constantinescu a fost sărbătorit la împlinirea vârstei de 80 de ani, în prezența custodelui coroanei Margareta, a principelui Radu, a sute de colaboratori, colegi și prieteni. La mulți ani! Mulți înainte! Evenimentul a cuprins proiecția unui film cu secvențe relevante din activitatea fostului președinte, un concert al Cameratei Regale, precum și lansarea volumului Emil Constantinescu 80, om de știință, om de stat, mărturii. Dacă mă gândesc la viața mea, cred că Dumnezeu a avut mult de lucru. Important este nu cât trăiești, ci cum trăiești. Și modul în care ei alege în diferite răscruci ale vieții depinde de modelele pe care le-ai avut, de oamenii pe care i-ai întâlnit și care au jucat un rol în formarea ta din copilărie până în maturitate. Constantinescu a amintit și de relațiile speciale care i-au marcat parcursul vieții cu personalități precum regele Mihai, Corneliu Coposu, părintele Arsenie Papacioc, părintele Constantin Galeriu sau foști deținuți politici. Regele Mihai nu a fost singurul din țările comuniste care a fost alungat sau exilat, dar și-a trăit viața într-o asemenea demnitate, încât a rămas un model moral. Alături de fostul șef al statului s-au mai aflat reprezentanții ai Academiei Române, ai mediului universitar, membrii ai Corpului Diplomatic Străin acreditat la București, reprezentanții ai cultelor, dar și foști deținuți politici.